Vorbeați mai devreme de memorandumul, de memorandumul care stă la baza investițiilor în infrastructura de transporturi. Printr-un memorandum adoptat miercuri de guvern s-a aprobat Masterplanul care s-a aprobat mandatarea Ministerului Transporturilor care a stabilit surselor de finanțare care stau la baza elaborării strategiei de implementare, să ia în considerare un plafon mediu de împrumuturi publice, BEI, BERD, etc., surse de la bugetul de stat, inclusiv din acciză, pentru fiecare perioadă de programare, adică 2014-2020 acum, da? În valoare de 7 miliarde de euro. Ministerul Transporturilor împreună cu finanțele vor supune aprobării Guvernului României modificările care se impun pentru aprobarea plafonului surselor de finanțare conform legii. Ce modificări vor fi făcute? Ce se întâmplă? Ei, aici vorbim în special de MTO. Deci, aici este aici vorbim în special de MTO și, bineînțeles, o parte din deficitul normal deja negociat în cadrul MTO-ului să fie redirecționat spre dumnealor. Mai mult decât atât, există o propunere a domnului ministru și noi suntem în discuție cu ea, ca pentru că domnul ministru rus, foarte multă lume a spus, bun, acciza nu se duce ca la sănătate. Știți că acciza la sănătate pe țigări, o parte se duce direct la sănătate. Și atunci există o propunere pe care noi nu o excludem, chiar o dezbatem zilele acestea, ca o parte din acciza pe motorină și benzină să se rucă direct la mine, să nu mai treacă prin bugetul de stat, cum a fost până acum. Așa s-a întâmplat, trece prin bugetul de stat și bugetul de stat. Nu, și bugetul de stat alocă. Îi se pierde urma, da, adică totul se pune într-un coș. Și atunci să avem această, cum vom avea miercuri, 2% din încasările loteriei, se duc direct la cultură. Proiectul care va intra în guvern. La fel este o propunere suplimentară față de MTO și de celălalt spațiu din deficit, pentru că, așa cum vă spuneam, nu este problema banilor sau atragerile banilor în România astăzi. Este problema spațiului fiscal. Pe lângă aceste două, să se adauge și 1% din acciză care să fie direcționat spre Ministerul Transporturilor pentru construcția la autostrăzi și căi ferate, nu alte subvenții sau alte lucruri. Apropo de asta, câți bani s-au adunat anul trecut din celebra acciză pe combustibil? Așa cum v-am spus, nu a fost. Acciza vine cu totul la pachet. Deci nu vine separat. A fost o creștere de 1,5 miliarde per total, dacă nu mai mult.